Haideți să începem o nouă zi de menținere urșilor, să vă arăt absolut toate mesele. După ce am slăbit 50 de kg, am primit aici o cafeluță din asta americană de la Starbucks. Avem aici borcanul de miere de rapiță, o miere foarte bună pentru că nu schimbă gustul cafelei și are mai puține calorii decât zahărul. Și nu mai vorbesc de calitățile nutriționale și pentru sănătate pe care le are față de zahăr. O să îmi dulcesc acum cafeluța, o să o savurez și apoi o încoborâ să vedem ce a pregătit șeful meu bucătar de mâncare, ce a pregătit bun și astăzi, să ne delectăm cu niște mâncăruri noi. Niste mâncăruri pe care nu le-am mai mâncat de mult pentru că a început postul și a zis mama mea că a făcut niște fasole din aia cu maclavaiți pe deasupra de post dar bineînțeles că eu o să mănânc și cu niște cărniță să vedem dacă este gata, dacă nu este gata oricum s-ar putea să mâncăm după ce ne întoarcem de la sală pentru că vreau să mergem și la sală, acum este foarte de dimineață trebuie să pregătim și niște comenzi înainte să plecăm la sală haideți că avem o zi plină și o să vă arăt absolut toate mesele pe care le-am și astăzi Ia uitați urșilor ce am găsit aici în magazie. Mama a, sitat, a trezit trezi de dimineață și a pregătit fasole din asta de post cu maclavai pe deasupra. Vai de mine, cât de bine arată. Dar eu o să mă duc acum să îmi pregătesc micul dejun și apoi să pregătesc comenzile și să mergem la sală. Și după ce ne întoarcem o să mâncăm și fasole din asta. E delicioasă fasolea asta, credeți-mă. Adică cel puțin mie îmi place, nu știu dacă vă place și vouă. Sunt gata și sandvișurile. Ia uitați ce sfârie sandvișurile astea. Mama, mama. Am venit cu ele aici sus la mine la laptop să le savurez. am pus niște ketchup și niște sos de usturoi cu maioneză. Și vreau să vă spun că până acum nu am găsit în oraș semișuri din acestea toast. Poate decât la McDonald's. McToast-ul cum se numește. Dar e peste McDonald's cu mult. Bate orice McDonald's. Nu se compară cu nimic. Hmm. Hmm. Uitați cum arată. Extraordinare sunt foarte bune. Îmi place foarte mult mâncarea asta de dimineață, sandwich acestea toast. Vreau să le savurez acum, vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo. Ia uitați, am pregătit aici comenzile. Avem două comenzi de dus la clienții mei în oraș. Avem două liste de polen crud. Foarte bun, foarte multă proteină, foarte bun pentru ficat, pentru stomac. O tintură de propolis, la fel foarte, foarte bună și asta, pentru stomac, pentru ficat, pentru foarte multe boli. Asta este un medicament, un antibiotic natural, tinctura asta de propolis. Este extraordinară. Și mai avem două borcane de api complet. Este cel mai complet, dacă se poate spune așa. Este un produs apicol complet, da? Ia uitați ce conține. Două feluri de miere, păstură, polen crud, propolis, pulpă de cătină, lăptușor de matcă. Este extraordinar produsul ăsta. Și doamna la care urmează să i-l duc a mai consumat și a plăcut foarte, foarte mult. A făcut-o bine, a vindecat-o de foarte multe lucruri. Nu mai știu exact de ce suferă dânsa. Dar este extraordinar, credeți-mă, pentru că acest produs conține toate lucrurile de la albinuțe și nu-l găsiți nicăieri decât la noi, la Miere TV. Este marca registrată. Și aici avem miere polifloră, două borcane de miere polifloră puteți să intrați și pe site-ul nostru www.mieretv.ro să comandați de acolo și vă fac colete și vă trimit toată țara mierea este 100% naturală, toate produsele sunt 100% naturale aveți aici pe etichetă numărul de telefon al tatălui meu, adresă, tot, 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 tot ce trebuie avem autorizații de la DSVSA, de la Direcția Sanitar-Veterinară, este produs montan, suntem certificați, este o miere foarte bună, o miere premium, toate produsele sunt premium. Mă duc să livrez comenzile astea și apoi mergem să tragem la sală. Mai am 4 minute și termin o oră și pe cum puteți vedea am ajuns deja la 700 de calorii arze. Am mărit viteza, este 4.5 acum, inclinația am lăsat-o la fel, 9, și o să ajungem pe la 730 de calorii, cred. 740, vedem haideți să vedeți cum arăt sunt fleșcă sunt rupt Bom. greu vreau să ajung la viteză 10 și deci la viteza 4.5 sau chiar 5 dar mai durează un pic Vă mergem acolo am venit de la sală și mei, ia uitați și mi-am pregătit aici. Mi-am -am pus un castron din ăsta de fasole, am luat din magazie. Am luat foarte multe murături din ăsta la saramură pentru că astea îmi plac foarte, foarte mult. Parcă îmi plac mai mult decât le-am Și aici am tăiat un cărnat feliuțe, un cărnat din acesta. Ia uitați cât de bine arată cărnatul ăsta. Dar să știți că am fost puțin dezamăgit pentru că a fost foarte scump și când l-am tăiat avea foarte, foarte multă grăsime. Uh, și o să mănânc și cu două feluțe de pâine sau cu poate trei. Haideți să vă arăt câtă grăsime a lăsat cârnatul acela în tigaie. Ia uitați. Deci eu n-am pus absolut deloc ulei în asta când i-am pus la prăjit și uitați cât de multă grăsime a lăsat, au lăsat. Bine totuși că nu o mănânc. Avem aici cred că 10 grame de grăsimi. Am scutit, uh, am scutit 100 de calorii. Hai să ne băgăm la masă pentru că mi-este foame și mi-este poftă. O tuturor poftă bună. Ok, haideți că am făcut un TikTok și am gustat din cărnații ăștia cu fasole. Deci vreau să spun că e extraordinară fasolea asta. Deci e foarte, foarte bună. Nu știu, mai că gătește foarte bine, îmi place foarte mult. Într-adevăr are și asta niște ulei. Maclavaisul ăsta am făcut cu ulei. Uh, trebuie să prăjești ceapă cu niște bulion sau sos de roșii și cu ulei, dar este extraordinar de bună. Poate îmi place mie foarte mult fasolea sau poate gătește mai mea foarte bine, nu știu să vă zic, poate amândouă. Iar în combinație cu mărăturile astea, fai de cap. ceva de speriat. Îmi plac foarte mult și, ca, și ăștia, așa la saravoră, îmi plac foarte, foarte mult. Și conopida îmi place foarte mult și varza. Trebuie să mă pus să le tai și să mă bag să mănânc. Într-adevăr avem destul de multe calorii la masa asta, avem destul de multe grăsimi, dar asta este, am ars și astăzi 1000 de calorii, am fost la sală, a fost foarte bine, am ars foarte multe calorii, scopul meu este să ard câte 1000 de calorii în fiecare zi de acum încolo, exact așa cum am făcut și atunci când am slăbit, pentru că am luat câteva kilograme, am luat vreo 10 kg în ultimele 3 luni, am 106 kg pentru că foarte mulți oameni mă întreabă în comentarii, Așadar, dragilor, dacă vă uitați la toate clipurile mele, să știți că am 106 kg. De la 96 de kg cât am avut după ce am slăbit 50 de kg, acum am 106, am pus 10 kg. Primele 3-4 kg le-am pus imediat atunci, în primele 2-3 săptămâni, pentru că am mâncat foarte multe, foarte multe prostii, foarte multă Nutella. Am mâncat 3 borcane de Nutella din alea mari de 750 de grame. Unul avea chiar 900 de grame. V-am arătat în, în primele clipuri cu menținere. Dacă le-ați văzut, dacă nu le-ați văzut, să vă uitați. Și după aia de decurs de încă două luni, două luni jumate, am mai pus uh, câteva kilograme, am mai pus 5-6 kg, astfel s-au adunat vreo 10 kg și acum vreau să le dau ușor, ușor jos. Bineînțeles că nu o să intru la un regim la drastic de 1500-2000 de calorii pentru că nu mă grăbesc să dau 10 kg într-o lună jos. Am tot timpul din lume, până la vară, până la Anul, anul, viitor în vară, avem foarte, foarte mult timp să ajungem iar la, iar, iarăși iar, la iar 96 de kilograme, pentru că mi se pare că arăt foarte bine la 96 de kilograme, chiar nu îmi doresc să scad sub greutatea asta. l am mai zis și atunci să mă mențin undeva la 103 kg, în jur de 103 kg, da? Că sunt 96, că sunt 97, că sunt 98, că sunt 100, să fiu aici. Haideți, vă las, urez poftă bună pentru că mi-e foame. Am ars foarte multe calorii la sară, după cum am spus, și mi-e o foame de urs și, bineînțeles, și poftă. Hai să luăm și ultima masă urși mei, pentru că s-a făcut seară, s-a făcut târziu, este ora 9. M-a ținut foarte bine mâncarea de dinainte, fasolea aceea bătută. A fost foarte bună. Avem aici o ciorbiță. Nu știu ce nu focusează asta. Gata. Avem o ciorbiță de afumătură. Am pus niște hrean din asta, din oțet. Am pus aici, vedeți, trebuie să amestecăm acum foarte bine. Haideți să vă arăt și cărnița, să vă arăt și ciorba cum arată. Ia uitați, are și fidea, paste făinoase, morcovi, ardei gras, ceapă, multe legume, da? Avem și două bucăți de carne, normal. Ia să vedem cum arată carnea asta. Foai de cap, meu, ce bine arată. Super bine. Ia uita. Mamă, mamă, Și o să mănânc cu două felii de pâine. Intermediară de la Verpitar. Vă urez poftă bună. Cred că asta a fost ziua de astăzi. S-ar putea să mai mănânc niște fructe. Mai pe seară, mai înainte să adorm. Pentru că nu vreau să mai mănânc. Fasolea aia a fost multă și a avut multe calorii. Multe grăsimi. Da, deci multe calorii. Așa că dacă mai mănânc ceva o să vă arăt. Probabil că o să fie niște fructe. Vă urez poftă bună tuturor. S-a făcut ora 12 noaptea urșilor și înainte să adorm o să mănânc niște mandarine din astea. Sunt destul de multe pentru că sunt destul de slabe în calorii. La fel ca merele și perele au 40-50 de calorii pe 100 de grame, așa că pot să-mi permit să mănânc destul de multe. Sunt foarte bogate în apă, în lichid, da? La fel ca majoritatea fructelor, foarte scăzute în calorii și bineînțeles pline de vitamine și de fibre. Iar la greutatea mea am permis să mănânc destul de multe și bineînțeles la nivelul de activitate pe care am început să-l Sfășori, iarăși. A cumpărat aici -a o ladă din aia enormă de din astea, cred că sunt câteva kilograme acolo. Așa că am luat și o 2 4 6 7 mandarine și asta o să fie ultima mea masă înainte de somn. Trebuie să mănânc ceva lejer, ceva ușor care mă ajută și cu transitul intestinal dimineața, să mă duc toaletă foarte bine de la aceste fructe și vă sfătuiesc pe toți să mâncați fructe foarte multe pentru că sunt foarte bune. Și dacă v-a plăcut și acest clip cu toate mesele pe care le-am avut într-o zi, nu uitați să lăsați un like, un comentariu să vă abonați la acest canal. Iar noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. V-am pupat, somnușorul și mei.